Școala de agenți de poliție din Cluj-Napoca, asaltată de candidați, peste 500 de concurenți se bat pe cele 150 de locuri disponibile. Tineri din toată țara s-au înscris la examen atrași de un loc de muncă sigur și o carieră de apărător al legii. Ei trebuie să treacă însă de 3 probe sportive dure și de un examen scris. La probele sportive, candidații trebuie să treacă prin alergare, viteză, aruncarea mingii medicinale și alergare rezistență. Cei care nu au reușit să atingă baremul minim stabilit pentru fiecare probă au fost eliminați din concurs. Realizează cea de-a doua încercare. Se confirmă 5,50 m. A fost o experiență plăcută. Îmi pare rău că nu am reușit să trec de proba sau voi încerca și la iarnă. A fost mai greu la aruncarea cu mingea? Nu am avut o priză cum trebuie și poate din această cauză. La aruncarea cu mingea medicină a fost puțin greu, deoarece era udă mingea. Și dacă nu îți poziționai cum trebuie să dai, nu cred că reușeam, da? A fost destul de ok. De ce ai ales să dai admitere la sport? Deoarece este o meserie de viitor, îți oferă un loc de muncă stabil. Concurenții au fost încurajați de pe margine de părinți. S-a pregătit mult? Un an de zile. A avut 10 la istorie, 45 română, trebuie la filologia, 9 și ceva. Cea mai mică notă a fost 8 din clasa 5. Și fără nicio meditație. Este vorba despre siguranța unui loc de muncă, pentru că în momentul în care trec examenul de absolvire au un loc garantat în rândurile forțelor poliției române. Și în al doilea rând, mai ales pentru cei tineri, este și caracterul foarte practic, aplicativ al acestei profesii. Lucrează cu oamenii, au parte de o viață mai atipică, să spun așa, profesională și sigur și acest lucru îi atrage. La sfârșitul săptămânii, concurenții vor susține și probele scrise la limba română și o limbă străină.